Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Vărsător. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-17 iunie 2022. Așa, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă ca și evenimente importante. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Vărsător? Era o carte în plus aici, da. Cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Spirit, în perioada 1-17. Iunie 2022. Ok, am înțeles. Un final după o trădare. Un regret pentru mai multe trădări sau o trădare. Am văzut asta și la balanță. Poate cineva care are balanță are și vărsător aici care a făcut. Dar la toate zodiile am văzut, sau la multe zodii, o femeie mai în vârstă aici care a făcut farmece de dragoste pentru a obține niște venituri pentru cineva, pentru un bărbat, ok? Și a făcut rău unor femei sau unei femei, plătește. Plătește rău de tot. Femeia asta poate fi pe drumuri mereu, poate fi o femeie... Eu vreau să văd clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia vărsător, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nord, 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 sud, Lilith, 1-17 iunie 2022. Da, plătește pentru ceva ce a făcut pentru cineva din pești. Da, o ceartă pe care a provocat-o în dragoste. Ceva ce a făcut unei femei din... Leu, am văzut acolo, am văzut la balanță, o unei femei din Leu. Sau a două femei, le-a făcut la două femei asta. Ea a făcut pentru copilul ei sau pentru un băiat mai tânăr din pești, rac, scorpion. Și pentru asta va plăti și ea și bărbatul respectiv. Și au început să plătească deja. Secretul s-a aflat. Am spus, s-a făcut pentru un băiat din pești. A făcut rău unui leu. Judecata 8 de cupe. A despărțit o persoană, dar a făcut și rău în același timp. Era și o fecioară implicată aici. Trădări peste trădări. Bun, eu aici nu pot să spun decât asta. Că cineva aici își plătește karma și o va plăti. Pentru rău, voi luați cum rezonează unde sunteți în poziția asta. Ok? Cineva își plătește karma și își va plăti karma urât de tot. Vreo 6 ani, o persoană trece în neființă aici, împărăteasa asta care a făcut lucruri malefice, o femeie mult mai în vârstă. Cineva nu va mai avea succes, cineva a obținut finanțe foarte mult timp după urma femeilor sau o femeie anume, iar femeia asta făcea vrăj ca bărbatul ăsta să poată obține finanțe după urma femeilor. Dar era un cuplu, el era împreună cu o femeie și am văzut asta la balanță. Bun, toată confuzia nu mai există, ok? Totul este pe față. Trădările astea numărate care au luat loc. Ok. Confuziile pe care persoanele astea le-au creat. Unui leu. Eu văd unui leu. Leu și gemeni. Unui leu și gemeni. Toată treaba asta a luat final. Persoanele astea au început să-și plătească karma de vreo 10 luni și mai au mult de plătit. Pentru că ele au încercat să facă rău în continuare. Și universul a zis stop până aici. Și acum persoanele astea niciun fir de scurgere nu mai au să facă niciun rău. Totul s-a întors împotriva lor. Exact. Cu o mare decepție în familia lor. O mare, mare decepție în familia lor. Și uite, turnul cu 10 de săbi. Pentru că persoanele astea au putut să facă mamă-fiu. Mamă-fiu. Doamne ferește. Farmece de moarte cuiva, de ruinare, de, nu știu cum să o explic aici, de ce e mai rău. Și un bărbat de Irak a fost implicat și am văzut și la balanță că a fost și un popă implicat.
Și trebuie să o spun că știți că sunt cu timpul eu. Și sunt cu mesaje directe. 5 luni o persoană trece în neființă. 5 luni. Pentru ce a făcut? Un bărbat mai în vârstă? O femeie mai în vârstă? Și bărbatul s-a limpești. Care o să-și ducă o karmă foarte urâtă în continuare pentru toată hoția lui. Vreau să văd turnul și 10 de săbi. Știam eu că ultima zodie trebuie să fie cea mai tragică. 10 de săbi și turnul. Bărbatul ăsta care ești pești și fecioară. Ce pățește bărbatul ăsta cu turnul și 10 de săbi? Ce pățește cu turnul și 10 de săbi? Regina asta de monede care a fost implicată. Poate fi una și aceeași persoană. Ce pățește cu turnul? Sau cealaltă? Deci era un cuplu cu o mamă. Un cuplu cu o mamă. Ce pățește cu turnul și 10 de săbi? O tragedie. O tragedie. Ce pățește cu 5 cupe și 9 de săbi? Decepții, necazuri, vești proaste, incidente, cumpene, greutăți. Îl părăsește femeia care, culmea, a colaborat cu el în toată șmecheria asta pe care au făcut-o. Își ia o justiție foarte urâtă cu turnul, pierde o casă, 4 de bâte, are parte de un divorț, dacă este un bărbat însurat. Și femeia asta care a colaborat și a făcut treaba asta, ce pățește? Roata, i s-a întors tot, dar și ei și lui. Tuturor care a făcut asta. Inclusiv unui taur. Cred că femeia, regina de monede de taur. Nu mai au acces la un nou început. Exact tot ce au făcut, nu mai știu unde am spus, amănunt cu amănunt tot ce au făcut. Persoana asta din leu, li se întoarce. Fiecare fir, fiecare lucru. Regele ăsta de cupe cu 7 de săbi, care a fost un hoț. Și este încă. Și este încă. Dar nu mai are loc să fie. Își regretă faptele prin faptul că plătește. Aici cineva a făcut farmece să se îmbolnăvească o persoană. De ce au făcut lucrurile astea? De ce? Ca bărbatul ăsta să fie plăcut, să fie iubit, să-i se dea bani, ok. Și atunci când bărbatul ăsta devenea furios, că femeia nu-l mai vrea, începea să se răzbune pe femeia respectivă cu farmece. Da. Dar dacă nu-i mai dai bani lui, hai să o distrugem. Hai să-i facem farmece. Hai să-i distrugem cariera. Hai să-i distrugem tot. Dar de ce nu ne dă nouă, când îi se cuvine nouă, o familie bolnavă? Ferească Dumnezeu. Îmi pare rău de gândirea lor. Cine a îndoctrinat bărbatul ăsta să fie așa? Cine a îndoctrinat bărbatul ăsta să fie așa? El de mic a văzut chestia asta în familie. Cine cu 4 de bâte și 10 de monede? Diavolul. S-a născut într-o familie toxică. Clar. 10 de cupe și diavolul. Asta a văzut, asta a făcut. Cu asta s-a ocupat mereu. Cu furtișaguri, cu lucruri de genul ăsta, dar să faci asemenea lucruri. Și karma și plata va fi pe potrivă și cred că ăsta o să fie și titlu. Concluzia pentru cei din zodia vărsătorului. Că nu mai au forță să facă nimic. Nu mai pot să facă nimic. Concluzia. Concluzia este că divinitatea dă fiecăruia ce merită și după propriile, după faptele lor.
i-a încetinit pe cei care au făcut asta. Clar, da. Bun, asta am avut și pentru cei din Zodia Vărsător. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.